Astăzi vom discuta despre artera uterină. Principalul organ vascularizat de artera uterină este uterul. O schemă a uterului am indicat-o aici. Aici observăm uterul, istmul uterin, partea superioară a vaginului. Aici, bineînțeles, am indicat trompa uterină, iar aici ovarul. Cu verde am indicat ligamentul rotund al uterului și ligamentul utero-ovarian. În partea dreaptă am indicat o secțiune transversală prin corpul uterin, dar pe marginea acestei secțiuni vom discuta ceva mai târziu. Vom menționa mai întâi originea arterei uterine și o voi indica schematic printr-un cerculeț. Originea arterei uterine este din trunchiul anterior al arterei iliace interne. Deci, originea arterei uterine este în trunchiul anterior al arterei iliace interne. Artera uterină are trei porțiuni. Una descendentă, una transversală și una ascendentă. De la origine până în dreptul spinei ischiadice, se află prima porțiune a arterei uterine, și anume porțiunea descendentă. Vom indica schematic o spină care reprezintă spina ischiadică, ca și punct de reper. Deci, de la origine până în dreptul spinei ischiadice, avem porțiunea descendentă a arterei uterine, sau prima porțiune a acesteia. De la spina ischiadică până la locul unde artera încrucișează ureterul pelvin, avem cea de-a doua porțiune a arterei uterine, și anume porțiunea transversală. Deci vom indica și noi schematic, aproape de colul uterin, deci la o distanță de circa 1,5 cm spre lateral, avem ureterul pelvin, îl voi indica cu galben. Deci aici avem ureter. Artera uterină va încrucișa ureterul spre anterior. Deci se va așeza anterior față de acesta. Iar cea de-a doua porțiune a arterei uterine, așa cum am menționat, deci ține de la spina ischiadică până la locul unde aceasta încrucișează ureterul. Cea de-a treia porțiune a arterei uterine ține de la raportul cu ureterul până la locul de implantare a tubei uterine în uter. Deci, cea de-a treia porțiune a arterii uterine, și anume porțiunea ascendentă. Porțiunea ascendentă urcă între foițele ligamentului lat al uterului și parauterin și are un traiect sinuos. Și se va termina prin cele două ramuri terminale ale arterii uterine, și anume ramura tubară internă sau artera tubară internă și ramura ovariană. Deci, ramura tubară internă, una din cele două ramuri terminale ale arterei uterine, și ramura ovariană. Mai întâi să discutăm despre modul cum se anastomozează aceste două ramuri terminale ale arterei uterine. Ele, după cum le și spune numele, vor participa la vascularizația ovarului și a tubei uterine. La această vascularizație mai participă și artera ovariană, care provine din aorta abdominală. Vom indica schematic artera ovariană. Și aceasta va da două ramuri terminale, și anume o ramură ovariană
care se va anastomoza cu omonima sa din artera uterină, de asemenea și o ramură tubară externă, care se va anastomoza cu ramura tubară internă din artera uterină. Deci ramură tubară externă, care provine din artera ovariană, deci aici avem artera ovariană, și o ramură ovariană, care se va anastomoza cu omonima sa din artera uterină. Și se observă că astfel se formează două arcade arteriale. Din ramura tubară externă și ramura tubară internă se formează arcada subtubară. Deci din aceste două ramuri arteriale, care se vor anastomoza subtubar, se formează arcada subtubară. Iar din ramura ovariană din artera uterină și ramura ovariană din artera ovariană se formează arcada paraovariană. Paraovariană. Din această arcadă paraovariană pornesc o serie de 10 până la 14 artere sinuoase. Care vor participa la vascularizarea ovarului, ele anastomozându-se, formând un aspect plexuos în medulara ovarului. Și bineînțeles că arcada subtubară va participa la vascularizația tubei uterine. La locul de încrucișare a arterei uterine cu ureterul, avem o serie de 3 tipuri de ramuri. Și anume, ramuri pentru ureter. Deci ramuri din artera uterină care vor participa la vascularizația ureterului pelvin. De asemenea, ramuri vaginale care vor participa la vascularizația istmului vaginului. Și o altă serie de ramuri. Avem ramuri pentru col, un număr de mai multe ramuri, care se vor anastomoza de o parte și de alta a colului cu cele de partea opusă, formând un aspect plexos în dreptul colului uterin. Deci, ramură vaginală și ramuri pentru col. La locul de încrucișare a arteriei uterine cu ureterul, inconstant, poate exista și un ganglion limfatic, care inconstant, așa cum am menționat, atunci când există, constituie prima stație de releu în cazul drenajului limfatic în cancerul de col uterin. Rețineți distanța acestei încrucișări între artera uterină și ureterul pelvin, fiind de circa 1,5 cm distanță față de recesul superior vaginal sau distanță față de partea inferioară a colului uterin. Mai departe, din porțiunea ascendentă a arterei uterine, avem o serie de ramuri pentru corpul uterin. Acestea au un aspect sinuos, îndreptându-se către linia mediană. De menționat că din aceste ramuri pentru corp pleacă câte două artere, una pentru fața anterioară a corpului uterin și una pentru fața posterioară.
Deci, practic, dacă voi indica o singură arteră pentru fața posterioară, voi indica punctat. Observăm cum acestea îmbrățișează, practic, corpul uterului. Și anastomozându-se cu cele de partea opusă, pe linia mediană. Dar anastomoza nu este bine dezvoltată. După unii autori, anastomoza fiind doar la nivel capilar. Și în acest fel, pe linia mediană a uterului se formează o zonă slab vascularizată, denumită zonă paucii vasculară. La nivelul acestei zone, de pe linia mediană a uterului, este de preferat să se efectueze eventuale incizii la nivelul uterului. Și datorită acestui aspect de îmbrățișare a corpului uterin, acestor artere li se spune și artere inelare sau arcuate. Ele mai fiind cunoscute și sub denumirea de artere coronare ale uterului. Deci avem ramuri pentru corp, din care pleacă câte două artere arcuate. Ramuri pentru corp, din care pleacă artere arcuate sau inelare. De asemenea, aproape de locul de implantare a tubei uterine în uter, pleacă ramura sau ramurile pentru fundul uterin. Mai departe, așa cum am menționat, în partea dreaptă avem o secțiune transversală prin corpul uterului. Deci am secționat uterul transversal și am obținut o vedere asupra miometrului, ceea ce am indicat folosind culoarea maro. Iar intern față de miometru, bineînțeles că avem endometru punctat. Am indicat limita dintre stratul bazal al endometrului și stratul funcțional al acestuia localizat intern față de stratul bazal. În continuare vom discuta cum anume aceste artere inelare sau arcuate participă la vascularizația miometrului, de asemenea și a endometrului. Vom indica de o parte și de alta cele două artere uterine, bineînțeles pe secțiune. Din arterele uterine, așa cum am menționat, pleacă ramuri pentru corp, care vor da artere arcuate. La fel și în partea dreaptă, ramură pentru corp și arteră arcuată. Observăm cum acestea îmbrățișează, practic, corpul uterin. Mai departe, din arterele arcuate, deci indicăm aici arteră arcuată, din arterele arcuate pleacă artere radiale, care au o direcție centripetă. Artere radiale. Aceste artere radiale se vor anastomoza la mijlocul endometrului, iertați-mă, se vor anastomoza la mijlocul miometrului și vor forma un strat plexiform sau strat vascular. În latină se spune stratum vasculosum. Deci, o bogată anastomoză cu aspect plexiform între arterele radiale. Acest stratum vasculosum este localizat la mijlocul miometrului. Deci avem stratum
Vasculosum. Sau strat plexiform. Mai departe, din această rețea arterială cu aspect plexiform pleacă artere bazale. Aceste artere bazale, bineînțeles, după cum le și spune numele, vor participa la vascularizația stratului bazal al uterului. Iar din arterele bazale pleacă și artere spiralate. Le voi indica cu aspect spiralat, care vor pătrunde în stratul funcțional al uterului. Deci avem artere bazale, iar din arterele bazale pleacă artere spiralate. Aceste artere spiralate, cu fiecare ciclu menstrual, se vor necroza și în acest fel stratul funcțional al uterului va fi descoamat. Arterele bazale, bineînțeles, vor vasculariza stratul bazal al uterului cu rol în regenerare. Cu rol în regenerarea ciclică a endometrului uterin.